Mulțumesc! Ați reușit ceva să alegeți? Da, desigur! Vreau o doză de umor! Sigur! Mi-am notat! Să aveți poftă bună! Să trecem! Dar până trece la treabă, nu uităm cu toții de bacșiș! Noi vă dăm conținut interesant și foarte gustos, iar voi ne dați bacșiș în formă de like-uri! Hai să curgă like-urile voastre! Trezirea, trezirea! Mircea, ce s-a întâmplat? Acuși vin clienții și trebuie să pregătești mâncare! Eh, Mircea, Mircea, ascultă la mine! Tu ești angajat de vreo câteva zile! Eu deja activez în acest domeniu de 30 de ani! Și să știi, la fiecare client trebuie să-i găsești cheița lui! Dar de ce spui așa? Cu toții trebuie să fim la fel! Nu-i chiar așa! Clienții sunt diferiți! Iată cum vine unul, Mircea! La acesta, cu siguranță, nu trebuie să gătesc nimic mâncare! De ce spui așa? Ea mereu vine cu mâncarea de acasă! Eu totuși cred că tu te greșești! Hai să vezi ce te așteaptă! Bună ziua! Bine ați venit în restaurantul nostru! Bine v-am găsit! Ne scuzați, dar că în restaurantul nostru nu este permis cu băutură sau cu mâncare de acasă. Doar ce mâncare? Doar puțin ceai și aici un burger și atât. Dar că nu se permite. Da? Bine atunci. Și după ce mănânc, pot să trec? Deseori, oamenii vin de acasă cu mâncare. Se așează la masă, scoate sub haină mâncarea de acasă, o pun în farfurie și începe a mânca, fără să comande nimic de la noi. Dar eu nu o să fac așa. O mănânc pe toată, dau toanul și gata. I-am zis eu. Asta e cu coană pe care o cunosc de vreo 3 săptămâni. Mănânce noi. Ei, o să mănânce. Mircea doar o să piardă timpul cu ea. Oh, și încă câteva secunde. Mai aveți mult? Noi deja stăm aici de 10 minute. Gata. Putem merge. Aveți vreo masă liberă pentru mine? Sigur! Alegeți pe care o vreți! Aici voi sta. Și meniul? Da, mulțumesc. Uite, și a trămașă. Interesant. Ce va comanda? Vezi? S-a așezat la masă! I-am dat meniul! Tu te crezi că le știi pe toate! Wow! Ce să mai mănânc? Dacă mi-i burta plină! Aha! După ce a băut un litru de ceai, un mega burger... Tati, și fructe! Aha! Și fructe! O să mănânci de o să crape! Fii atent! 3, 2, 1... Domnul Keller, vă rog aici! Ai văzut? Mă duc acum să iau comanda! Interesant! Da, spuneți vă rog! Da, vă rog frumos o ciorbă ardelenească și sarmale în frunze de viță de vie. O, da, stați puțin! Uuu, ce mult am mâncat! Se pare că m-am răzgândit! Voi veni altădată! Pa! A plecat! Dar eu ce am zis? Să ajung pe mine de acasă!
Dar de ce așa trist, Mirciulică? Nu cumva n-a comandat nimic? Nu râde! Cu siguranță o să vină mai târziu și o să mănânce! Tot mâncarea ei! Vine alta mai brează! Asta din potrivă! Nu care de acasă la restaurant, ci de la restaurant totul care acasă. Suflă vântul după ea. Cu? Fata aia mică care atâta? Nu, eu mai iau o gură și mă duc să o întâlnesc. Mă duc! Bună ziua! Ați venit aici să luați masa la noi? Da! Unde pot să iau loc? Alegeți oricare masă care vă place! O, ce e de acolo? Ok, luați loc și acum vin cu meniul! Ce meniul? Mulțumesc! Pe cât de slabă, sigur mănâncă tot ce e comandă! Dacă crezi tu așa, e așa. Așa, ce să-mi aleg? Ciorbă de burtă, paste carbonara și pită cu legume. Da, notez. Deja sunteți aici? Da. Dar eu doar citeam meniul. Și eu doar am scris ce ați citit. Uf, Mircea. Ce grăbit mai ești! Și mai doriți ceva? Da, dar iată ce mâncați voi acolo adineauri! Și dumneavoastră, dar și bucătarul șef! Sunt doar niște cereale, doar că nu le avem în meniu! Păi iată, vreau și cereale! Bine, din partea casei! Ce? Eu l-am servit pe Mircea cu cerealele mele, cumpărate de mine, iar ea servește toți clienții! Mască se apropie la încoace. Poftim! Te rog să faci comanda! Iată, eu am întrebări la punctul numărul 4. Cereale. Asta se numește marketing. Eu am făcut facultate, domnule. Știi ce, domnișorule? Să faci marketing din contul tău, dar nu din banii mei! Hai, ce mai scotocești pe acolo? Clientul așteaptă! E destinul tuturor clienților să aștepte! Următoarea comandă! Masa numărul 5, ciorbă de pui și suc de portocală! Uite, chiar acum toți au năvălit! Cam greu vă mișcați! Meniul într-o parte, pâine, farfurie, lingură și fructuriță. Mulțumesc! Ciorba pentru masa numărul 6. Hai, pregătește mai repede carbonara și cupita. Și nu uita de masa numărul 5. Nu voi. Să aveți poftă bună. Mulțumim. Masa numărul 5. Și pentru masa numărul 6. Ce bine arată! Pita cu legume. Desigur, și pastele. Și cerealele promise. Da. Ce stai? Du-te și strânge masa numărul 5! Clientul deja a plecat! Lasă că mai rabdă! Azi nici n-am reușit să iau micul dejun! Am mâncat doar cereale și burta deja mi-este plină! Nu mai pot mânca nimic! Dar stai! Aveam ceva în ghiozdan!
în această caserolă vreau să pun pastele. Cum așa să se pierdă mâncarea? Oricum o aruncă. Să pun cașcavalul aici și pastele sper să încapă. Pe toate! Auzi cum se golesc farfuriile și tu spuneai că nu mănâncă tot. Privește atent cum se golesc! Ce face? Îmi execută predicțiile mele. Și pâinica? Și pita cu legume. Vă pune aici. Așa, încape perfect. Și pun caserola în cazdan. Pe mâine dimineață deja am mâncare. Nu mai trebuie să gătesc nimic. Dar ciorbă, peste câteva ore iarăși va fi foame. Să pun și pe ea într-o caserolă. Într-aceasta? Da, e numai bună. Așa? O voi turna pe toată? Să-i pun capacul. Ciorbă la caserolă. Prima dată văd așa ceva. Ți-am spus eu, care tot? Mă duc să strâng masa numărul 5. Ei, ce faci? Omul abia plecă la boie, dar te strângi de farfurii. O, scuze, nu știam. Imediat o pun la loc. Fur! Câtă pită a rămas! S-o pun pe toată caserola. Așa, o pun lupa mea. O, suc! Repede să-mi iau sticla. Să torc din pahar. Dar și din ulcior. Așa. Tu ai spus că deja clientul a plecat, dar de fapt el a plecat la baie. Da, văd. Și a revenit imediat, căci e foarte flămând. Privește acolo. Mi-am luat prea mic recipientul. Data viitoare voi fi mai pregătită. Cum să se piardă sucul? Perfect! Șervețele? Le voi lua pe toate. Și de la masa mea. Oricum le folosesc clienții. La revedere! A suflat tot, chiar și șervețelele. Da, e gol. Cât pe ce să uit? Bacșișul. Ce bacșiș? Fructele alea din partea casei. Nu vă supărați, pot lua doar un fruct. Desigur, luați. Să iau o poară, că de mult n-am mâncat. O portocală? Da. Ia și o nectarină, că va fi poftă. Și un greifruct. Ia și un greifruct. E foarte mare. Dar ia tot, ia și meniul. Nu. Am nevoie de lămâie. Vreau astăzi să fac ceai. Gata. Mulțumesc, la revedere.
La revedere! Parcă e o lăcustă! Așa e, Mircea! O știu de mult! Măcar bine că am scăpat de ea! Vreau să iau și păr! De trei culori diferite! Un albastru, galben și roșu! Știu că sunt gratuite! Așa om mi-a văzut în viața mea. Intrați sau ieșiți? Nici nu știu ce să fac. Atunci permiteți-mi să trec eu. Să intru sau să nu intru? Asta e întrebarea. Așa, nectarine, piere, mai vin clienți de ăștia? Și toate resursele noastre de o lună pleacă într-o săptămână. Tati, grăbește-te, vin clienții! Hai! Ăștia sunt clienții tăi? Da. Mircea, pregătește-te! Sunt nehotărâte! Una cu mobila, alta cu mâncarea! Ia să mă șez aici? Parcă e moale! Dar nu este prea moale! Oh! E liber? Sigur, da, luați! Cu acesta. Pun aici. Și? Parcă e mai bine. Ești așa de meticulos. Te agăți de fiecare client. Tu fii atent la ceea ce deja se întâmplă. Poftim inimurile. Aia am plecat. Mergea și eu. Cine-i priviți peste el sau comandați ceva imediat? Da, da, imediat. Sau stați puțin. Gata, am găsit. Aceasta? Nu, stați. Ce mai aveți voi aici? Pește? Da? Dar am mâncat ieri pește. Ha, gata, știu! Pizza! Ce scaun incomod! Mă respetează prea ridicată! Și nici priveliște nu am! De ce am venit eu aici? Ce? Să mă uit în oglindă? Nu, îmi schimb masa! V-ați hotărât? Da, sigur! Preluați comanda imediat! Sau nu? Reveniți mai târziu? Dar nu, stați puțin. Vă spun chiar acum. Vreau pește la grătar. Pește? Dar nu tăiați. Aici e mai perfect. Am și priveliște. Și scaunul parcă e mai comod. Scaunul e tot la fel. În loc de pește la grătar, salată grecească. Aveți? Salată grecească, da, avem. Dar stați, că de dimineață nu vreau salată grecească. Ștergeți și puneți, vă rog, pizza! Și aveți diferite. De care pizza? Margherita. Da, bună alegere! Dar nu, margherita nu vreau. Capriciosa, vă rog. Știți că capriciosa nu e pe gustul meu. Quattro formaggi, sigur. Dar, e gustoasă. Dar, stați puțin. Văd că aveți ceva nou în meniu. Quattro stagioni? Da, este nou meniul nostru. Mircea, calm. Abia e începutul. Gata? Da, doar că aici sunt în văzul tuturor. Voi pleca acolo. V-ați hotărât? Da, sigur. Stați puțin, am o idee. Voi suna prietena și o voi întreba care e mai bună. Ea sigur a gustat. Așa, cine? Ana? Nu. Oxana? Da, nu. Pe Silvia o sun, da.
aici parcă e pe altă planetă și culoarea scaunelor îmi place. Și sunt foarte mari scaunele. Ce vezi? Imediat mă uit în meniu. Ok, tu îmi recomanzi Quadro Stagione. Mulțumesc, hai pa! Ei îmi place Quadro Stagione. Se scriu acum? Dar știți că mie nu-mi place asta. Scrieți capriciosa. Okay. Da, sigur, capriciosa voi mânca. Am irosit 10 file. Vreți și un suc? O, da, cât pe ce să uit. Un suc? Sau un fresh? Sau un cappuccino? Sau cafea? Sau suc de tomate? De ce am întrebat? Dar de ce această floare stă aici și aceea acolo? Ele trebuie neapărat schimbate cu locul. Așa, și aceasta în patul cealaltă. Gata. Ele sunt la fel. Ei, la fel? Eu privește, stă mult mai bine așa. Eu greu comanda. Până vă hotărâți, eu mă duc să gătesc pizza. Pizza? Nu vreau pizza! Ba, vreți pizza? Ea deja se gătește. Gândiți-vă la suc. Unul e gata. Să vedem cât rezistă Matei. Ce m-am nervat. Și dă-mi alt caiet. Aici nu mai am spațiu. Sigur, Mircea. Nu trebuia să te grăbești? Să scrii comanda ei. Dar stai, pentru ea ai nevoie de unul mai mare. Poftim. Hai, nu mai fă și tu mișto de mine. Mă descurc cu ce am. Comandați. Dar nu-mi băga atât de meniul acesta. Voi vedeți că trebuie să vă schimbați designul interior. Ce? Fii atent aici. Acest verde nu-i prea verde. Ia privește ce verde frumos am eu. Să scot mai repede tapetul. Stop! Ori mănânci, ori nu mănânci. Și lasă-mi restaurantul în pace. Atunci eu vreau să mănânc la bar. Și pizza? Foarte greu. Dar și ce suc ați ales? Stați puțin. Are oregano? Dar mie nu-mi place. Alta, vă rog, fără oregano, identică cu aceasta. Bine, acuși vă aduc fără oregano. Așa sunt de lenți. Vă rog frumos să luați această mașinărie de aici, fiindcă mă deranjează. Tati, îmi dai, te rog, o furculiță să aleg tot oreganul de aici, de altfel nu-l mănâncă. Așa, mașinăria este aici și e lipită, nu se mișcă cu locul. Și spune ei că nu-i oreganul, ci busuioc. Hai, du-o. Știți ce? Sunteți nepoliticoși cu clienții voștri! Pa! Da, și eu nu mai vin la voi! Bine zici, plec și eu! Sau să nu plec... Nici nu știu ce să fac... De mult trebuie să plecați! Aduceți, vă rog, pizza cu busuioc sau cu oregano. E foame. E grea munca la un restaurant. Da, sunt diferiți clienți și diferite situații. Apropo, tu de care client ești? Scriere pe jur în comentarii. Uite, ce ai? Masa numărul 5, ciorbă de pui și următoarea comandă.
cinci masa. Da, știți ce?